Astăzi, azi e zi de dulce. Bună dimineața! Bună dimineața din nou, zi de dulce, dar este și zi de surprize, Flavian. Nu pentru tine de data asta, pentru că tu ai primit cadoul, și anume o prăjitură cu numele tău. Astăzi este rândul Amaliei. Am aflat că Amaliei plac foarte mult afinele și îi place foarte mult și brânza dulce, așa că am combinația ideală pentru ea, dar și pentru dumneavoastră astăzi. Ca și ingrediente, am nevoie de pișcoturi, pișcoturile care sunt specifice pentru prăjitura tiramisu. Eu însă nu am să le însiropez cu cafea astăzi, am să prepar un sirop caramel. Cred eu că se potrivește mai bine cu o compoziție de brânză. Am o brânză degresată, pentru că vreau ca această prăjitură să fie mai soft, așa, să nu fie foarte grasă. Și anume am ales o brânză quark, este o brânză de vaci foarte, foarte fină. Bineînțeles, am o altă textură decât în prăjitură, decât atunci când folosesc o brânză de vaci clasică. Mai am și iaurt pentru prospețime. Am să prepar un șodo, pardon, din ouă. Am foarte, foarte multe afine, dar și frișca bătută, care nu trebuie să lipsească. Toate aceste ingrediente am să le îmbin, am să le combin. De exemplu, din afine am să prepar și un jeleu, am să prepar și un gem mai puțin dulce, dar am să-mi păstrez o treime din ele și ca și fructe proaspete. Asta nu numai pentru decor, dar să și presar între straturile de prăjitură. Mai multe detalii și exact cantitățile, câtă brânză, cât iaurt, câte ouă la această prăjitură, vă dau pe parcurs, pentru că, trebuie să vă spun sincer, este prima oară când prepar această prăjitură și am aici totul scris, cântărit, astfel încât să vă dau niște date absolut exacte. Dani?